Eu sunt spionul care l-a trădat pe Ceaușescu. Numele meu este Ion Mihai Pacepa și acesta este portretul meu. Am fost oficialul cu cel mai înalt rang care a schimbat tabăra. Am fost primit cu brațele deschise de către americani cu covor roșu, întâmpinat de o suită de 70 de oficiali. Să vă spun pe scurt de ce am fugit tocmai când atinsesem cel mai înalt punct al carierei mele și cum am ajuns acolo. M-am născut într-o familie modestă în anul 1928. Mama era casnică, iar tata tinichigiu, dar își făcuse extrem de multe relații. Pe când aveam 12 ani, tata s-a angajat la General Motors în clădirea Ciclop de pe Bulevardul Maghieru din București. A lucrat acolo din 1940 până în 1944 și în toți cei 4 ani a ascuns acolo un spion important al NKVD, care era Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne al Uniunii Sovietice. Câțiva ani mai târziu, spionul a vrut să-și ia revanșa, așa că m-a luat sub aripa lui. Așa am intrat în 1951 în Departamentul Securității Statului, denumită uzuală Securitatea. Activitatea mea trebuia să fie de spionaj și contraspionaj, dar prea puțin înțelegeam eu atunci ce va ajunge să facă acest serviciu. Celor care nu știți ce era Securitatea, am să vă explic. Aceasta era denumirea Serviciului de Informații din România și se afla în subordinea administrativă a Ministerului Afacerilor Interne. Avea multe roluri, dar cel mai important era acela de a impune o orientare ideologică unitară în societate și de a face ordine acolo unde era nevoie. Când m-au recrutat, aveam 23 de ani și eram în ultimul an de facultate la chimie industrială, așa că am pus pe pauză studiile, dar le-am finalizat 4 ani mai târziu. Noul meu loc de muncă și facultatea nu se împăcau foarte bine. Până la 28 de ani acumulasem experiență și devenisem foarte priceput. În 1956 am fost trimis în Germania pentru a îndeplini rolul de adjunct al misiunii diplomatice a României. Aceasta era doar acoperirea. Rolul meu real era de a gestiona toate activitățile de spionaj. În Germania mi-am dezvoltat abilitățile și mai mult, folosindu-mă de toate contactele și învățând practic toate tehnicile de care aveam nevoie. Am petrecut 10 ani în această postură. Apoi am fost chemat în România, unde mi s-a oferit poziția de adjunct al Direcției de Informații Externe. În următorii 6 ani am pus bazele unei rețele uriașe de spioni, a cărei principal scop era de a extrage secretele tehnologiilor străine și a le aduce în România. Președintele știa că fără a se prezenta cu o tehnologie avansată în fața Europei, nu putea fi luat în serios. După 6 ani de activitate de la întoarcerea din Germania, am fost numit consilier al lui Nicolae Ceaușescu. Începând cu 1972, nu mai eram doar un spion, eram confidentul președintelui. Mi s-a pus la dispoziție o vilă cu piscină și saună în Alea Alexandru 28 din sectorul 1 al Bucureștiului, care acum nu mai există, un teren de tenis, mașini cu 2 șoferi permanenți, un salariu foarte bun, vile gratuite la mare și cabane de vânătoare gratuite în Carpați. Sună bine, nu? Însă le-am lăsat pe toate în urmă și am luat calea Occidentului. În cartea mea Orizonturi Roșii povestesc în detaliu despre toate activitățile mele din timpul petrecut lângă tovarăș, dar și detalii din viața serviciilor secrete, cum ar fi felul în care liderul suprem a ajuns să creeze un sistem prin care putea supraveghea națiunea întreagă, modul de funcționare al serviciului de dezinformare, relațiile internaționale, planurile secrete și așa mai departe. O regulă de bază în comunismul românesc era că toate roadele capitalismului, mai ales ale capitalismului american, erau de disprețuit. Dar tot reprezentanții puterii care promovau această idee erau și cei care aveau combine muzicale Philips, boxe americane, televizoare Grundig sau frigidere Bosch. Și cine credeți că le distribuia? Eu. Iar tovarășul general selecta cadourile, le atribuia și le împacheta frumos ca să ajungă la cine trebuie. Practic, ajunsesem să fac activități de contrabandă, pe lângă spionaj, contraspionaj, organizarea rețelei de spioni, consiliere și raportare, organizarea strategiilor de furt, de tehnologie, etc. O altă regulă era aceea că dacă călcai greșit sau aveai activități care deranjau în orice fel securitatea națională, cel mai probabil făceai ani de muncă forțată, ajungeai la închisoare sau pur și simplu dispăreai. Atunci când mi-am dat seama că tovarășul avea așteptarea ca eu să organizez și să duc la bun sfârșit unele dintre aceste dispariții, mi-am dat seama că se îmbroașă gluma și că mai devreme sau mai târziu, acest sistem va avea parte de un final tragic. Nu am vrut să fiu vinovat de mai multe decât făcusem până atunci. Când eram în serviciul tovarășului, a ordonat de nenumărate ori aruncarea în aer a sediilor Radio Europa Liberă. Dacă ați ști totul, ați fi îngroziți.
în 1978, cu câteva zile înainte de plecarea mea, voia capul lui Noel Bernard, Radu, dă-i Radu, zbierase el de câteva ori. Radu însemna radiație. Era numele de cod pentru un instrument radioactiv care induce cancerul în mod accelerat. Noel era director la Europa Libera. Era un jurnalist sclipitor care aduna 10 milioane de ascultători ori de câte ori transmitea ceva. Avea o voce extraordinară și își comunica mesajele cu o eleganță rară, cu logică și argumente bine organizate. A fost amenințat de multe ori, dar devenise imun. Mi-a dat ordinul pe 22 iulie 1978, când m-a chemat la Techirdiol, unde făcea cure cu apă sulfurasă. Mă chemase de urgență, deci mi-am dat seama că voia ceva important. Apoi mi-a cerut să le dau o valiză plină cu Semtex, scriitorului Paul Boma, care stătea la Paris, și jurnalistului Emil Georgescu, care era la München. Semtex era un pachet care se trimitea de cele mai multe ori prin poștă și cu care, vă imaginați ce se întâmpla când era deschis. În acest punct înțelesesem cu adevărat absurdul situației și consecințele ei. Decizia de a fugi era deja luată. Apăruse și ocazia perfectă. Mi s-a ordonat să mă întorc în Germania pentru a încerca încă o dată să obțin aprobarea bonului pentru o firmă mixtă, astfel încât să se poată începe construirea avioanelor Fokker în România și, în plus, să aibă o deschidere pentru a fura tehnologia Vitol. Conform ordinelor, trebuia să mă întorc în câteva zile. În biroul meu cu pereții lambrisați cu mahon aveam o hartă a lumii albastră imensă care acoperea tot peretele din spatele biroului meu supradimensionat. Harta înfățișa o mulțime de marcaje magnetice cu diferite forme și culori răspândite de-a lungul lumii, fără nicio logică aparentă. Ele erau cele mai secrete canale de comunicare cu ambasadele române și alte reprezentanțe oficiale de peste hotare și cu centrele de contactare a ofițerilor ilegali din Occident. 7 telefoane erau amplasate pe o masă aflată în dreapta biroului meu, deasupra altor 5 sisteme cifrate radiotelefonice ascunse pe 2 rafturi de desubt. 2 dintre acestea erau linii de cea mai mare importanță, conectate direct la cabinetul președintelui. Mi-am luat adio de la toate astea. Când am ajuns la aeroportul din Frankfurt, am fost întâmpinat de ambasadorul Ion Morega și de generalul Ștefan Constantin. Când Constantin m-a condus la hotelul intercontinental din Köln, i-am spus că vreau să-mi petrec dimineața următoarele nevind în sala de sănătate a hotelului. Toată lumea știa că eram un iubitor fanatic al tenisului, al enotului și saunei, așa că nimic nu era suspect. A doua zi dimineață, foarte devreme, am părăsit hotelul singur, am luat un tren spre Bonn, apoi un taxi până la Ambasada Statelor Unite, unde am cerut azil politic. Cererea mi-a fost acceptată după câteva zile. Știam că nu era ușor să acorzi azil unui om care a slujit acest regim timp de 27 de ani. Eram determinat să mă revanșez pentru generozitate. În noaptea de joi, 27 iulie, am părăsit în secret Germania la bordul unui avion Hercule, aparținând forțelor aeriene ale Statelor Unite, trimis de Washington să mă ia. Pentru această călătorie specială, în cala imensului avion a fost amenajată la repezeală o cabină de lemn cu un spațiu pentru servirea mesei și un loc de dormit. Tocmai ajunsesem la Oceanul Atlantic atunci când comandantul de zbor a venit în camera mea de lemn. "Bun venit în libertate, domnule," mi-a spus. Omul care a coborât din avionul Hercule pe data de 28 iulie 1978 avea o identitate nou-nouță atestată de noile lui acte americane. La câteva zile după dispariția mea, Ambasada Statelor Unite și alți diplomați occidentali din România au descris Bucureștiul ca pe un oraș în stare de asediu. Apoi a urmat cea mai mare epurare politică din România de după cel de-al doilea război mondial. O treime din conducerea Consiliului de Ministri a fost demisă, 22 de ambasadori au fost înlocuiți și peste 12 ofițeri de securitate de cel mai înalt grad au fost arestați, împreună cu alte câteva zeci de cadre cu grad ceva mai mic, care pur și simplu s-au spulberat. Familia mea a intrat imediat sub supraveghere. S-au făcut cheltuieli uriașe, care însumează multe milioane de lei, pentru a o interoga în fiecare săptămână timp de ani de zile și a le urmări fiecare mișcare. Tovarășul și-a pierdut încrederea în cercul de apropiați. Asta a dus la creșterea enormă a influenței soției lui. Chiar dacă pe termen scurt defectarea mea a adus un plus de agresivitate regimului comunist, renunțarea la profesioniștii din lipsă de încredere și adoptarea unei mentalități de clan au fost începutul sfârșitului pentru el. A fost atât de furios pe mine încât în 1981 a recurs la serviciile lui Carlos Șacalul pentru a mă elimina definitiv. Era dispus să plătească 2 milioane de dolari pentru serviciile lui, însă eu aveam parte de protecția CIA și am trecut prin mai multe operații estetice, așa că misiunea lui nu a avut succes.
după ce am publicat cartea Orizonturi Roșii, în care am demascat dezastrele din România comunistă, care până atunci fie erau ascunse, fie erau ambalate frumos pentru ochii vestului, prețul pentru capul meu s-a dublat. La 10 ani de la căderea comunismului, în 1999, mi-au fost anulate cele două condamnări la moarte care veniseră la pachet cu fuga în Occident, iar bunurile confiscate mi-au fost returnate, inclusiv gradul de general. Am murit în anul 2021, pe 14 februarie, după ce m-am îmbolnăvit de COVID-19, la aproape 93 de ani.